Vă mulțumim pentru că sunteți astăzi aici. Ați fost invitați să participați în proiectul Educație pentru Patrimoniu, din reprezentanții de Teatrul Forum. Organizația non-guvernamentală care v-a invitat este grupul de inițiativă locală Forum. Proiectul este cofinanțat de Consiliul Județean Brașov și se adresează elevilor din 5 licee. Astăzi vă propunem o temă nouă. Ea se referă la felul în care femeia își construiește un rol în societate și în viața publică. Ce faci, mă? Iar nu ești la treabă! Șeful, mi-am împlinit agentul. Ținem un marie pentru, știți, profesionalismul, ospitalitatea. Mă scuzați, domnul Șoară, vă pot ajuta cu ceva? Sau să trețești pentru farmecul tânărului meu protejat? Am venit pentru post. De secretară din Cântești nu am nevoie. Rareșa, amintesc de ce post avem liber. Legător cu suprafumă de mașini scoase. Ok, domnișoară, pentru... Cezara mă cheamă, fără merge. Bine, domnișoara Cezara. Credeți că ați făcut treabă bună? V-am scos cererea de dosare și v-am salvat și laptopul. Grămada aceea neordonată e lucra ta. Și tocmai primise un e-mail important. Iar dumneavoastră? Mie mi-a luat un pic mai mult, pentru că le-am pus pe teancă. Nu am avut nici să fac atât de multe. V-aș întreba în acest moment care este punctul vostru de vedere cu privire la personajele pe care le-ați văzut și ce probleme sociale credeți că ilustrează. Să ne referim la problemele contemporane, că acestea sunt mai aproape de voi. Părerea mea e că feretele și băieții ar trebui să fie egali în toate lucrurile. Ei bine, într-un fel, nu că nici în principiul ăla de femeie bărbat, să facă femeia ce face bărbatul și toate lucrurile astea. 90% dintre divorțuri, copilul este câștigat de către femeie. Mie nu se pare egal. Din aceste 90% sunt și femei care în motivul divorțului sunt faptul că ele și-au înșelat soțul. Vi se pare corect moral ca femeia să poată să-și păstreze copilul odată ce ea a înșelat bărbatul? Și apoi bărbatul să plătească alocația. Mie mi se pare absolut normal ca într-un divorț femeia să treacă copilul din moment ce s-a știut mai devreme că copilul ar trebui să stea acasă cu copilul, nu? Păi și de ce? Din cauza asta bărbatul? Mama se stea cu copilul și tot bărbatul se ia după aia copilul, având în vedere că el merge de ziua până noaptea la muncă. Și femeia asta acasă, ca să ce? Ca să gătească, să facă curat, să aibă grijă de copil și să dea multă educație. În momentul în care există un decalaj într-o parte, singurul mod în care se poate ajunge la egalitate este prin încercarea de a compensa decalajul. Da? Așa că e normal ca acest discurs, dacă vreți de afirmativ, da? Acțiune afirmativă se cheamă în termenii politicilor publice. Nu înseamnă că încercăm să discriminăm pozitiv o categorie socială, fie că vorba de la minoritate etnică sau de femei sau de altceva, ca să ajungem la un echilibru mai larg, social. Pentru că așa cum a pus și colegul vostru în evidență, lucrurile sunt, în general, cu un impact individual, privat, dar de cele mai multe ori țin de politică publică.